Rata șomajului în luna iunie 2022 a scăzut cu 0,1 puncte procentuale la 5,3% față de cea înregistrată în luna precedentă, iar rata șomajului la bărbați a fost cu 1,2 puncte procentuale, mai mare decât la femei. Rata șomajului în rândul tinerilor se menține în continuare la nivel ridicat, respectiv 22,7%, informează Institutul Național de Statistică. Conform Digi24, numărul șomerilor estimat pentru luna iunie anului 2022 a fost de 439.900 de persoane, în scădere atât față de luna precedentă, cât și față de luna iunie din anul 2021. Pe sex, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 1,2 puncte procentuale pe cea a femeilor. Pentru persoanele adulte, rata șomajului a fost estimată la 4,2% pentru luna iunie 2022. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani reprezintă 74,4 din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iunie 2022, relatează Digi24.